Consiliul interreligios catolic-musulman, creat de Papa Francisc, anunță noile sedii Chrislam, ce se vor deschide în 2022, care combină o moschee și o biserică conform pactului semnat. În timpul călătoriei, Papa a semnat o declarație comună cu marele imam Al-Hazar, care a chemat la toleranță religioasă și dialog. Ca rezultat al declarației, a fost format un consiliu interconfesional care să supravegheze proiectele care promovează toleranța și a fost numit Comitetul Superior al Fraternității Umane. Casa Familiei Abrahamice este prima sa inițiativă. Emiratele Arabe Unite vor construi o nouă sinagogă ca parte a unui complex interconfesional Chrislam, care va găzdui și o moschee și o biserică și se pare că va deschide porțile în 2022. În ceea ce privește avansarea în linia timpului a sfârșitului timpurilor, 2019 a fost un an excepțional pentru Papa Francisc și pentru următoarea religie mondială. Sfârșitul timpurilor se desfășoară în fața ochilor noștri. Lucrurile se accelerează foarte repede. Dacă clipești, le poți pierde. Acesta ar putea fi Chrislam, un nou fundament al viitoarei religii, One World, despre care Biblia spune că se va reuni în ultimele zile. Biserica Catolică ar putea lua decizii, iar Islamul va furniza mușchiul cu ale sale 10 de milioane de războinici ai jihadului, acum vor fi martiri ai Chrislam sub comanda unui rege roman. Dar oricum, fără îndoială, temelia lui Dumnezeu este fermă, având acest sigiliu. Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai lui și orice evocă numele lui Hristos se depărteze de nelegiuire. 2 Timotei 2,19. Ca rezultat al declarației a fost format un consiliu interconfesional care să supravegheze proiectele care promovează toleranța și a fost numit Comitetul Superior al Fraternității Umane. O religie mondială se referă la furnizarea tuturor religiilor existente pentru a stabili o singură religie globală. Papa Francisc se întâlnește cu lideri religioși din întreaga lume, îndemnându-i să construiască un viitor împreună. Mulți creștini, preliminar, cred că Anticristul va stabili o singură religie mondială bazată pe satanism și ocultism, asociată cu un singur guvern mondial. În Rome Report, un articol publicat pe 3 aprilie 2019, dezvăluie Papa Francis vorbind cu o audiență de musulmani, spunându-le că Dumnezeu vrea o fraternitate între musulmani și catolici. Conversia nu este misiunea voastră, spune Papa catolicilor din Maroc, potrivit unui articol din Reuters. El îi încurajează pe toți să trăiască în frăție cu alte credințe, ceea ce este opus celor învățate în Biblie. Wall Street Journal menționează modul în care băncile centrale se apropie de emiterea proprie monede digitale, ceea ce înseamnă că dolarul s-ar putea confrunta cu concurență ca monedă dominantă în lume. Băncile centrale, cum ar fi Rezerva Federală, emit deja bani digitali la băncile comerciale care au conturi cu ei. Cu o monedă digitală, tranzacțiile ar putea avea loc în timp real, iar taxele ar fi mai mici sau inexistente. Mark Carey, guvernatorul Băncii Angliei, a declarat că evoluții tehnologice oferă potențialul pentru ca o astfel de lume să apară, dar a subliniat de asemenea riscurile actualului sistem dominat în dolari și cât de multe națiuni mari au experimentat exploatarea monedei digitale. Conceptul unui singur guvern mondial este acela că poate exista o autoritate politică comună pentru întreaga omenire. Un astfel de guvern poate avea jurisdicția asupra întregii lumi. Acest tip de guvernare poate fi format prin forță sau pașnic și voluntar. Globaliștii au convingerea că unirea oamenilor din toate națiunile va evita conflictele și războaiele, creând o utopie pentru umanitate. Creștinii conservatori cred că guvernul mondial este o rebeliune împotriva lui Dumnezeu, care duce la anticrist. Oricum ar fi, nu toate religiile se închină aceluiași Dumnezeu, așa că împingerea pentru unire spune multe. Informația oferită de ortodoxinfo.ro